Superb, Făgăraș, superb, spre Suru. Pe traseul pe Muchia Moașei, dinspre Avrig venim. Acolo e creasta principală. Ce frumos e spre Suru. Hop. Haide. Creasta. Dimineața la cabana Suru. 1450 de metri. Vreme superbă. Ce o băncuță frumos. Plecăm spre creastă. Sunt cam 4 grade afară, 4-5 grade. Vom merge încolo. Hai, ce joc din ori! Înspre Moașa! Și încoace se vede Suru. Cei după culme. Un monument. Hai să vedem despre ce-i vorba. A murit cineva în 13 martie. Aici. Mai jos era un monument de cineva care murise în februarie. Deci, prins de o avalanșă în timpul unei acțiuni de salvare. Ne îndreptăm spre Șaua Suru, spre Ceața, adică. Suntem pe la 1800 și ceva de metri. Stânga este vârful Suru. Noi urmărim marcajul cu triunghi roșu. Ultimii brăduți molizi. În ceață creasta. Nu prea am ce filma pe aici. Doar așa. Un pic. Suntem pe la 2150 de metri. Ia. Aha, măcar eu mă văd în ceață. Cred. Da, urcăm spre Budislavu. Suntem aproape de 2300. Aproape. Undeva prin zona Vârtopul Roșu suntem. Și mergem spre Avrig. Asta e lacul Avrig. Și aici undeva sus sunt vârfuri Viciortea. Și asta e turnul lacului. Asta e turnul lacului. Și pe aia Ciortea. Spre lacul Avrig. Se vede Ciortea frumos tare. Înzepezit.
și în jos lacul. Noi vom ajunge la lac. Vom ajunge la lac și apoi urcăm pe partea cealaltă, pe panta, pe poteca aceea, spre Gârbova, iarăși în creasta principală. Din Gârbova apoi spre Scara și probabil la Scara vom dormi la noapte. Frumoasă stare, atmosferă perfectă. Suntem la lacul Avrig și aici în sus e Ciortea, lacul. Și aici mâncăm. Tocmai aștept să se facă mâncarea liofilizată. Asta e de la Travel Lunch. Pus aici primusul la treabă. Deja încă am terminat treaba, doar așteptăm să facă. Îi durează cam 10 minute. Și între timp admirăm. Am mâncat. Îmi pregătim de plecare. Aha, acum. Dar chiar sunt. Ia să filmez și șmecherul. Bă, ăsta e șmecherul. Șmecherul în dreptul lacului Avrig. Asta e cel mai șmecher element de aici, lacul. Gata. Plecăm de la lac. Am făcut pauza de masă. Este cam ora 4 după amiază. Ora 16. Și acum urcăm iarăși spre creasta principală, pe direcția spre stânga, până în zona Gârbova. Aici e lacul. Și pe aici vom merge noi, pe o niceață mai groasă iar. Da, am avut o pauză frumoasă la lac. Foarte frumoasă. A ieșit și un pic soarele. Gata, s-a acoperit de ceață. Dau o privire spre lacul Avrig. În stânga este turnul lacului. Și în dreapta e vârtopul roșu. Bine, nu se vede chiar vârful, doar vârful dinaintea vârfului. În van, încoace traseul către cabana Bârcaciu. Și aici, sub noi, sunt o leacă de hrău, ce fain. Traseul urmează în pace spre creasta principală și vârful Gârbova. După Gârbova va urma Scara. A început să se vadă vârful Scara. Da, da, și vârful Gârbova, care e foarte spectaculos. Și continuarea traseului pe aici. Scara în stânga și Gârbova în dreapta. Urcăm spre Gârbova. Ce frumos e. Fenomenal. Întunecos, se vadă munții. Stai, ultimul lanț.
Am ajuns în creasta principală. Vârfurile Ciortea sunt în direcția aia. Fai, ce frumoase spre sud. Ce frumoase. Ce frumoase. Spre Ciortea. Trecut de Gârbova. Deci, un petec de zăpadă. Dar eu stau la soare, pe iarbă. Ai, călduț, fain. Probabil în jur de 7-8 grade, 10. Costă și Dorin. Și noi urmează să urcăm pe scară, care e un vârf pașnic, dar de behăi până sus o grămadă. Deja Gârbova s-a acoperit pe jumătate. Alea cât de neneveală la soare pe iarbă. Venim din ceață și ne ducem spre ceață. Aici, spre 1 septembrie, un făgăraș era zăpadă din metru. Între timp s-a topit și am rămas pe alocuri. Ce drept, cornișa e frumoasă. Mai am un pic până în vârf. Cred că traseul mă duce chiar peste cornișa, se pare că traseul mă duce chiar peste cornișa de zăpadă. Ha? Da, eu sunt sigur că în partea aia nu e niciun râu. Suntem pe vârful Scara. Un peisaj mirific, plin de ceață. Vârful Scara, 2308. Ura! Ura! Da! Spre Șaua Puha, de pe Scara, în jos. Jocuri de nori. Hai, dar o sărbăticie mișto. N-am văzut picior de om în Făgăraș. Țipenii. Ce joc de nori. Cât dărâie nordice. Și cât dărâie sudice. Culmea care duce spre cabana Bârcaciu, coborârii de pe scară. Uite. Și-a pus pe vârful scară. Ia să dau un zoom pe Negoiu. Asta e vârful Negoiu, chiar în centrul imaginii, 2535. Văzut din Șaua Puha. Să dau un tur de orizont în lumina apusului din acest loc extraordinar.
foarte devreme am pornit. La ora 12 am pornit astăzi pe munte. Relaxare totală. Suntem în Șaua Puha. Acolo se văd vârfurile Ciort. Da, 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 cu Șaua ne-o punem să mâncăm, dar mai mergem 10 minute totuși. Și în dreapta sus e vârful Scara, refugiu din Șaua Puha. Noi am pus corturi azi noapte aici. Refugiu jegostare și nici măcar ușa nu se închide. Asta este. Aici a mai fost făcut un refugiu care s-a dărâmat, nu mai știu din ce cauză. Probabil îl vor reface. Ia să vedem ce urmează. Urmează. A, uite ce urmează. Urmează Negoiu în partea aia. Negoiu și Muchia Șerbota pe care vom coborâ noi până la cabana Negoiu. Bine, noi știam că situația e relaxantă azi, că avem traseu puțin. Și de asta am și pornit târziu. Urcăm spre vârful Musteaua Scării. Un vârfuleț, de fapt. După vom coborâ în Șaua Șerbota. Apoi urcăm pe vârful Șerbota. O vreme perfectă. Ultima privire spre Ciortea, Suru și Musteaua pe care am mers noi. În dreapta se vede Călțunul, vârful cel mai înalt din dreapta, în centrul Negoiu. Și jos, cabana Negoiu. Să filmez eu starea de pauză. Asta e Musteaua de pe care am coborât. Suntem deasupra Custurii Sărății. Doi băieți deja au început să coboare pe acolo. Noi ne retragem spre cabana Negoiu. Custura Sărății am făcut-o altă dată. Sura Săreții, pe aia Șaua Cleopatrei, acolo unde e iarbă, zona aia, mai sus, unde se termină iarba, și apoi vârful Negoiu urmează de aici. Și cel întunecat din dreapta este Călțunul. Aici căldarea berbecelor. Și aici traseul pe care am fost în iulie anul trecut și am urcat de la cabana Negoiu sus de la Piatra Prânzului. Spre Șaua Ciobanului, cumva, dar nu chiar până acolo, și apoi în Șaua Cleopatrei. Ia să vedem în stânga ce. Aici e Muchia Șerbota. Cabana Negoiu, 2 ore. Așa, patin nu-i pe lacul Călțunul, 7 ore. Bună lac, 7 ore și 3 sferturi. Vârful Negoiu, pe Custura Sărății, 3 ore jumate. A, trebuie să duc. Thank you.
Aici a avut o porțiune de coborâri, era cât mai nasoală. Era multă gheață. În costura șerbutii, nu chiar șerbutii. Acum lucrurile se fac mai relaxante un pic. Aici e un hău și încoace tot un hău, că doar nu. Și poate să fie. Hău, corect. Da, și noi pe aici. Printre cele două hăuri. Hău prin hău. De acolo venim. Așa, pe aici. Și pe aici urmează să coborăm. Deci, acolo sunt niște oameni de treabă care ne refac nouă marcajele. De acolo venim, din vârful Șerbota. Uite aici, costura săreții, vedere din partea nordică. Bine, hai înainte. Da, interesant aici. Da, de aici lucrurile devin pașnice, îți pare. Se mai vede mari brânză, dar... uite acum se vede iar. Acolo-i vârful scara. Ia să vedem noi și spre căldarea sărății. Wow, ce hăuri aici! Și am noi căldarea sărății. Căldarea sărății. Costura sărății în centru și în dreapta e vârful Șerbota de pe care tocmai am coborât. Suntem la vreo câteva sute de metri de cabana Negoiu. Da, ce frumoase le brazne. Intrăm în pădure.
plecăm dimineața de la cabana Negoiu spre Bârcaciu. Bârcaciu care e cam pe ultima culme cea însorită la nivelul pădurii. Rămân la Bârcaciu și apoi spre casă. Și ia să vedem cum se vede vârful Negoiu. Bine, de fapt ceea ce e acolo este vârful dinaintea vârfului. Negoiu e la jumătate de oră mai în spate. La jumătate de oră de mers. În partea dreaptă a celui mai înalt vârf se află șaua Cleopatrei, de fapt. Și mai am tăiat-o. Suntem pe curbă de nivel între Negoiu și Bârcaciu. Tocmai am traversat Valea Șerbotei. Muchia Șerbotei e cea din față pe care am coborât ieri. As our city slept throughout the dreams, thought of friends, a world away. And as we walk, de aici se schimbă peisajul, cred. Negoiu. De scară. Muchia care coboară spre Bârcaciu. La cabana Bârcaciu am trecut. La cabana Bârcaciu. Ia să-mi fac un film și așa vreau eu ăsta. Cuțu-cuțu. Ce face frumoasele? Ce face cățele? Mai e lupușor alb. Uite acolo vârful Ciortei cel înzepezit. La poalele lui este lacul Avric, pe unde am fost. Ia să-i dau un zoom. Ăla e Ciortea. Pe acolo am traversat noi panta aia cu zăpadă. Canalac. Acum urmează să coborâm spre Poiana Neamțului.